Salut, două persoane. Salut, bă, băi. Imediat o să începem. Scrie și voi ceva în chat. Păi ce vrei să facem, carieră sau să ne jucăm la un ultim? Mamă, ce echip, ce echip are băiatul meu. Hai cu like puternic. Hello everyone from one of the great German cities, Nuremberg, our venue is the Max Morlock Stadion. My name is Derek Ray, and joining me in the commentary position is the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And what we have coming up for you is a division rivals match. It's Borough, and they take on the Lions. Well, thank you, Derek. The excitement at the start of any game is almost tangible. Looking forward to this one. The crowd are up for it. The players look like they're going to have a really good go at this game. Can't wait. No. Can he do it? Well, that's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. Benzema takes it forward now. Very alert defending to cut off the supply. Serge Gnabry. He's got the right idea with that pass. That is goalkeeping of the highest order and of the bravest order as well. Well, it's not all about tipping balls over the bar and round the post. It's about being brave and diving at players' feet.
Well, he was a Champions League runner-up in his Borussia Dortmund days, Robert Lewandowski, and still one of the best in the business when it comes to plundering. Well, centre-forward play doesn't come much better than this guy. He's a dying breed. There's not many of his type around. Scores with both feet, heads goals, tap-ins, shots from outside the box. A real good all-rounder. Jadon Sancho. Robert Lewandowski with an incisive pass. And the ball is in the net. Well, the goal will not stand. It is offside. Yeah, good football there, but just straight offside. Now, can they create something? Suarez. And a goal. Goal. Not wasting much time today. They strike first. Bino. Well, we see it again here. It's a peach of a through ball, and he chooses to use power in the finish. Not much chance for the keeper when he's hit that hard. So Borough get things restarted. Disappointed to have conceded. Will they be able to square the game? This is looking threatening. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Casemiro. Well, he's lost the ball. Benzema. Intelligent threaded pass here. And he could cash in. It must go in, surely. There it is. And he could scarcely have had an easier finish. Na băieți, cu like acolo, bravo. Mersi mult, like. Vreau mai multe like-uri, bă, băieți. Well, here's the replay. You've got to ask questions about the back line and the goalkeeper. They're simply not there. La live-ul de ieri am prins 10 like. Și aici măcar 7 like-uri să faci. Running with the ball confidently. A chance to whip it in. So it's going to be a goal kick here. Defended well. Casemiro. He's in behind. Can he find the net? In it goes! The lead just gets bigger. Surely they can... Deci pentru rescuitul ăsta cel puțin 3 like-uri. Cel puțin. Bă, deci băi, cel... Mamă, ce rescuit și ce echipă avea băiatul. Deci, cred că astăzi o să fac pe la 2000 de puncte. Deci Ultimate Team, 3 oameni pe live. Nu cred că mai joc Ultimate Team. Stai o secundă. Nu o să mai joc live-ul ăsta Ultimate Team, pentru că vreau să joc săptămâna viitoare la Weekend League și hai cu încă un like, băieți. Spuneți-mi cu cine să fac carieră. Hai să facem o carieră ori cu jucător, ori cu antrenor. Spuneți în comentarii. O, oh, mersi, 3 like-uri.
cu cine să fac carieră. Spune-ți repede. Hai că fac cu... nu știu. Da, să mă gândesc cu ce. Fac cu Steaua, bă, băieți. Ce ziceți? Ce ziceți? A, păi vezi că avem și România. Și ce nume să-i punem la antrenor? Scrie ceva. Dacă, dacă e fac United, că îmi place, nu știu, mai mult. Păi nu, zice de care, cu cine? Alegeți voi. Cine să facă? Stai că vreau să fac ceva. Nu. Să setări pentru setări avansă. Cred că o să las așa. Ah, și ce nume să-i pun antrenorului? Nu știu, Corneliu Pap. Nu, frate, Corneliu. Papura, frate. Îi pun un Antonio, dă și tu like, frate. Cum să-l îmbrăcăm, mă îmbrăcăm pe băiatul nostru la cravat. Ci like-uri nu cred. Patru. Da, mă rog, suntem pe plus. Stai să alegem o cravată. Nu știu, o scoatem din, din pantaloni. Așa, frate. Dar nu, punem să aibă logo. Așa. Pantaloni. Mie mi-apar 4. Nu, 4 sunt. Uite, luăm pantalonii ăștia, așa. Mamă, luăm. Ce cravată ziceți? Eu pe asta roșie. Dar nu prea se potrivesc pantaloni la cravată. Să las așa și se schimba Adidas. Nu. Deci cu cine să fac? Scrieți în comentarii cu cine să fac. Mă pune că mașina e cu un stacul alt. Stai, lasă-l așa. Cu cine să fac? Uite, acum 5 like-uri. Mersi mult, bă. Juventus, păi stai să vedem că Andrei zise că vrea ori cu Craiova, ori cu Manchester. Stai să vedem.
Craiova, uite, vezi? 5 persoane pe live, mersi mult, bă, băi. Deci cu cine să fac cariera? Bă, dar tu vrei. Uite, sunt 5 pe live. Stai să vedem dacă mai scrie unul. Stai o secundă. Deci, că cu Craiova tot ai făcut în Panama. Păi da, frate, dar nu pe live-uri și nu toți au, măș, și nu toți pot să facă cu Craiova, adică poate unii au FIFA 17, știi, și nu e Craiova, sau ăștia. Hai că dau pe, nu știu, hai să vedem. Hai mă, fac cu Juve și peste 2-3 live-uri fac cu Craiova sau cu Nadine. E ok? Scrieți în comentarii. Așa. Stați o secundă. Bine, frate. Andrei, scuze dacă te mai uiți pe live. Uite acum. Deci cu Piemonte Calcio. Uite, 6 like-uri. Oh, bine, bă! 6 like-uri. Vrem, nu știu. Câți bani să avem de buget prima... Te bagi pe Fortnite cu mine. Păi m-aș băga, dar știi care e faza? Dacă schimb, păi nu pot. Deci pot. Pot așa 10, 50 de milioane, 100, 200 și 500. Sau cât îmi dă clubul, adică 90 de milioane. Andrei, m-aș băga în Fortnite, dar dacă schimb jocul sau dau să intru pe alt joc, îmi închide live-ul pur și simplu. Și ar trebui să fac două live-uri separat. Oh, oh. Știi? Și așa e mai bine să fac un live dedicat Fortnite-ului, un live la FIFA, știi? Bine, ba nu, 6. Scuze, dacă vrei încercăm mâine, nu. Luni sau marți, că atunci mai fac live-uri, că momentan sunt plecat. Deci cât îi dăm să avem buget? Scrieți acolo 100, 200 sau 500 de milioane. 4 oameni pe live. Hai cu live, bă, băi. Nu vezi nimic, frate, nu mai vezi. Nu mai vezi. 100 de milioane? Bine, dar să nu fie puțin. Hai, dăm pe 100. Hai. Bine, live-ul ăsta vreau să stai să modific. Bine, lasă, stai să modific și eu ceva.
Gata, băieți. Da, frate. Să facem 10 like-uri. La 10 sau 15 like-uri de cât strângem, ținem live-ul până la 10, 10 jumate. Momentan sunt 3 persoane și avem 6 like. Da, cred că o să mai intre pe parcurs, băieți. Gata, frate. Ai. Nu înțeles, să-și nu? Deci, dacă... Ăsta, cum se cheamă? Dacă vreau să intru pe alt joc... Mersi, frate. Dacă vreau să intru pe alt joc, îmi închide live instant și trebuie să pornesc ca live. Și nu are rost dacă pe ăsta, că de-abia l-am de 20 de minute. Să fac live-uri de 20 de minute, știi? Nu prea merge. Bă, dar chiar nu fac... Uite, l-am de 21 de minute live. Deci nu prea... Băi, pusei Corneliu Papură la Piemonte Calcio. Schimbăm sau lăsăm așa? Și ziceți acolo niște transferuri. Vreau să aud. Am eu o idee de un transfer. Dați-mi și voi idei de mijlocaș, orice. Hai să vedem dacă cu 100 de milioane. Stai puțin. Hai că poate strângi. Avem și 100 de abonați. Hai să-i căutăm și pe ăștia. Și pe Ramos. Cum îl cheamam? Și pe Rashford. Cante, bă, păi n-am bani, deci n-am, trebuie să mai și vând. Da, e bine. Hai, mai spuneți că mi-aleg eu sau vedem la sfârșit. Că îi pun doar pe lista aia. Cante, Rashford. O să fie mult, uite, nu mai reași cu 200 de milioane. Eu vă zic, stai că ne-ar trebui mai mult bani. Varan. Uite, și Varan e 80 de milioane. De ce zic? Da. Păi nu prea sunt. De ce zic? Nu. Încă 4 persoane pe live, mă mir. Hai, frate. Dacă mai scrieți jucători, nu știu, și mi-aleg eu la sfârșit sau vedem cum facem. Uite, momentan asta e lista. Dar nu o să iau pe toți, o să iau 2-3. Trebuie să pun și la vânzare pe unii. Deci, caca. Nu e în FIFA. Nu e. Deci ăla avem. Păi fundaș. Cred că mai avem Cotter, mai avem pe Rugani ăsta. Bun. Deci Ziglio.
Aș vrea, frate, la joc pe bănă Nicoliță, dacă ar fi. Mă crezi? Nainggolan, ok. Dar sunt scumpe ăștia, ar trebui să dau vreo 100 de milioane plus Ronaldo, că Ronaldo nu prea valorează. Nu. O, și ăsta îmi place. Ar fi mișto. Bănel, dar n-au cred că auzit ăștia de FIFA de... Doni. Vino Doni. Și... Nainggolan. Încă 3 like-uri. 100 de abonați! A vă bagă un meci antrenament ceva că ne plictisim aici. Bine frate, stai să-l mai caut pe Nainggolan. Așa. Uite, ăsta aș putea să-l iau. Și ce zic? O, like-uri, gata frate. Cred că ținem live-ul pe la 10 jumate. Deci. Ah. Gata, frate. Vrei să joc sau să simulez? Da, jucăm cu unii slabi. Știi ce zic? Mersi, frate. Te pup, îți dau mod. Moderator. Ronaldo, îl vedem pe Ronaldo. Îl cerem pe Sancho. Îl vindem sau nu? Deci, să vedem ce jucători au ăștia. A, păi Sancho costă prea mult. Dar faza este Haaland. Și ăsta e cam multicel față de Ronaldo. Uite, sau să luăm un fundaș și să-l dăm pe Ronaldo. Trebuie să-i... Mersi, frate, ai. Și pentru tine. Oricum ce dădea mai târziu. Deci. Bă, au jucători buni, uită-te și tu. Sau să-i cer 100 de milioane. Nu cred. Uite, vedem ce zice Daf Banuț în tot 8. Vedem ce zice, nu, îl cer pe Haaland, ascult. Să vedem, dar nu o să accepte. Zero bani. Să vedem, da. Haaland are cota dublă cât el. Ia, schimb pe schimb. Nu accept. Mă, ce de la visezi? De să-l joc? Hai că-l simulez pe ăsta. O like-ul, băieți, hai cu încă două. Am câștigat 3-0. Băi, deci primul transfer cred că va veni Rashford. Că-mi place de băiat. Și acolo locul lui Morata cred că ar fi locul lui. Da, o să-mi ceară mult pentru el.
Nu știu, o să-i dăm un jucător la schimb. O lipsești. Îl dăm pe Rabiot plus 50 de minute. 60. O, salut, frate. Mama, m-au rupt. Nu pot să cred. Să știi, m-au rupt ăștia. Nu cred așa ceva. Deci m-au rupt. Păi să știi că la sânge negociez. Dar nu prea am pe cine să-l dau. Cred că-l dau pe Artur. Pentru... și mai dau 40 de milioane, că nu... nu ne înțelegem cu cei din conducere. Păi un 30. Bă, băie, să dau banii ăștia, dar după aia nu cred că mai avem bani de transferuri. Ce ziceți? Să... bravo, frate, mersi mult. Deci dau banii. Da sau nu? Se merită banii ăștia pe Rashford. Păi cu banii ăștia cred că cumpăr o jumătate de creviță. Scrieți, mă. Vând. Îl cumpăr cu banii ăștia sau nu? Nu vor. Păi? Scade. Da, cam tot așa, nu o să... uite, vezi? Cred că pot 130 de mii. 130. Da, frate. Hai să discutăm cu el. Deci, îi dăm crucial. Pe 5 ani. Da, dar îmi zisei luni sau marți. Adică live-ul ăsta nu mai fac, după aia sunt 5 zile plecat. Deci, hai să vedem ce s-a luat în vrăbatul. Da, 130 de mii. Plus 1 milion la semnare, plus 10 goluri. Nu acceptă nimic, aici e bun. Ce-i ăsta? Îți dăm așa, frate. Și tu ce ești? Gata, Rashford a semnat cu noi. Hai, puneți un mijlocaș. Avem aici 4 mijlocași. Ceva gen modul e, cum să zic eu ție, dacă șterge unul, îl înjură unul, sau știi, dar nu fă intenționat că mi-apare, poți să-l ștergi pentru câteva secunde să nu mai poată să scrie în comentarii și ăștia. Ceva gen îl banezi. Hai frate, ziceți-mi un mijlocaș din ăștia. Van de Beek, N'Golan, De Bruyne sau Kante? Un mijlocaș. Aștept. De Bruyne.
rise at the sun do sun zoo. The best way to come true, come true. Who's gonna stop you? Deci oferim 80 de milioane. Așa. Plus un jucător la schimb și acela va fi Arthur. Nu acceptă, bă, tu nu vezi, vor 200 ceva de milioane. Nu putem să-l aducem. Încercăm cu Doni. Păi Ramos e fundaș și fundaș ca mam. Și Ramos e bătrân, are cam 34 de ani. Și cam nesimțit Chelios-ul de Guardiola. Ah. 53. Oh, semnăm cu Doni. Facem aici transferuri. Corneliu papură la negocieri. Crucial. Cinci ani. Semnăm. Gata, bă, băieți. Acum hai să-i băgăm în echipă, dacă știi. Ce caută Dybala? Nu prea-mi place. Dybala e câf. Sandro. Uite, Chiellini pe bancă. Măi, nu prea e mișto. Pe cine se bagă cu Kulusevski? Și Bernadeschi. Cam asta va fi banca. Jucăm meciul cu Atletico. Hai că mă uit după aia de el, da. Hai să jucăm play match. Păi știu, făcui de 50 minute 100 de abonați. Sau nu știu, ăștia care mai sunt pe live, uite, 101, bine, bă. Nu știu să mai fac... Adică am vreo 15 jocuri. Am FIFA, am PES, am Fortnite, am... Nu știu, spuneți un joc, am Farming Simulator 2019, am UFC 3. I'm Derek Ray, and joining me in the commentary position is the former England defender Lee Dixon. And we have more live action from the pre-season second group stage. Really looking forward to this one, Lee. Yeah, both teams with one eye on those knockout stages now. Looking to get 3 points on the board today. Maybe only pre-season. But let's not forget there's silverware to be won. A cup's at the end of this. Well, it could be on for him here. Surely. Oh, a tremendous block. Yeah, I think so.
Nu fac, frate, eu din ăștia. Știi ce zic? Nu fac. Getting forward. Stau să mă mai informez puțin, că pe laptop am Minecraft, să văd dacă, cum aș putea să filmez, să ne jucăm ceva. Minecraft sau... And firing it into the area. Într-un shot, frate. Ai PS Plus? Că dacă îi jucam 1 versus 1, eu știu sau... Well, threat averted. Fault. Clear foul play, and as a result, a free kick forthcoming. Chiellini. Well, the speculation went on for months, but the deal has been done, and Marcus Rashford is in place on the pitch for his new club for the first Ronaldo. Time. Oh, what an opportunity! Ronaldo. Well, he saw the whites of the keeper's eyes and the whites of his outstretched gloves. Great goalkeeping. Well, he's denied a certain goal there. Great reflexes from the keeper. Keen to take it short here. Takes it on. And he's done it here. Dybala. Joc pe oricla, să n-aud după aia, uitați-vă și pe live. 6 persoane! Oh. Sau nu știu, vrei să ne jucăm Among Us de pe telefon? Nu știu, să filmez de pe telefon? Zic. Suarez. Herrera. Direct armată pe live. Nu știu, dați-mi idei de jocuri. Ca multe jocuri. Poți să faci și de pe telefon, nu e asta problema. How about the cross? Saul. What can he do from here? It's with Saul. Aș putea să fac. Da, azi e cam o cam joc singur. Doar FIFA și Fortnite mă mai plac să mă joc singur. Adică mă joc, îmi place mult să mă joc cu cineva. Felix. Singur mă bag cu joc. Tu, Edi, ai GTA, că dacă te jucai cu mine, nu știu. Deci chiar pot să mă joc. Păi nu e timpul. Sau, Edu, mă joc singur. Dacă e. Uite, îmi dădu și o idee de joc. On the ball, Joao Felix. A lot of momentum to this Atletico attack. Uite, Edi, ai Fortnite. Moving the ball effectively, looking for the right moment. And the flag raised. Offside it is. Că, bă, nu ai venit așa. Că dacă aveai Fortnite, puteam să, uite, să mai bag 2-3. Și ne jucam acolo ceva. Bă, n-ai văzut. Interception to snuff out the danger. Doni. Now, counter-attacking possibilities here. End product or not? Nu, mă, nu. Well, not to be in terms of the counter-attack. Pretty comfortable piece of defending. Antonio, mai ești pe live sau ieși? Ieși. Bă, nu mai știu să vorbesc. He continues his run. Oh my, Alexander. It's with Saul. What terrific defending to stop them progressing. Nu mai joc, frate, m-am lăsat. Will he play it in? Ce zic? Joao Felix pulls it back. Da. And finishing there with more of a whimper. Da, m-aș putea să fac, nu știu, o carieră ceva pe NBA. It's just terrible. I wouldn't have done that well. Now the electronic board showing one additional minute. And attempting the through ball. Diva. Otre Ronaldo. Well, he needed to read it to get there. And did. And the whistle is sounded for half time in this game. Well, he's got a few things right in this first half, but not everything. Well, no goals for him, no real chances either. He needs to help his team. Hai cu 10 lei. Hai că mi-a făcut echipă bună la mea. Bă, și eu m-am jucat. Deci, am început să mă joc. Dar faza e că am băgat un meci, că nu-mi găsește oameni. Și doar un meci am apucat cu unul care ține cu Dinamo.
Și am o echipă de începător decentă, nu știu ce să zic. Dar nu-mi găsește oameni cu care să mă joc. Dybala. An effective challenge. Vezi, continuăm meciul sau uităm? Counter-attacking very much an option. Not far from textbook defending. There are so many possibilities, but it didn't happen for them. Oh, he's lost possession of the ball. Felix. And that is how to tackle inside your own penalty area. Well, there's no getting away from it. He has been the subject of transfer speculation. Lee, what are your thoughts on the matter? Might take the lead. And a goal it is! To put it in front again. Bă, am avut de la Amster, dar oricum la Rocket League eram paralel, crede-mă. Deci paralel rău de tot. Hai cu un gol, like, băieți. Avem nou like. Deci, la Rocket sunt paralel. Nu mă joc. Îl am și pe laptop instalat, dar sunt paralel. Making progress. Asta e singura fază. Dangerous looking through ball. Oh, well, he's straight offside, just as it looked promising. It is an Atletico substitution. And we're inside the final 30 minutes. Sau, hai că după aia, după meciul ăsta vrei să continuăm cariera sau să ne jucăm unul versus unul cu alți playeri din țări diferite? Buoline. Correa. Ultimate team. And here's Joao Felix. Clean through he was then, but he's fluffed his lines, Lee. Well, he just put his head down, Derek, and hit it. He's got to do better than that. Chiellini, having won the ball back, they might be able to profit. But the creative look about this. Oh, that's a pass of high quality. Promising attack, but his timing was off. Dacă faci, and here's a change now for Atletico. Hai că da. Bă, gift, aș putea să-ți dau cam 300 de V-Bucks și am better pe și mai fac. Dar n-am cont de 2 pe asta, sau cum e, 2. Oh, ce pas! Ce s-o mare, bă? Gata, simulăm meciul. Jump to result. I-am bătut cu 3-1. Aplaudați, vă rog eu, aplaudați. Pentru meciul ăsta, 10 like-uri. Da, să vedem cui îi mai trimitem link-ul. Că băieții noștri n-au intrat toți. Dacă știți ce zic. Hai să vedem pe cine mai găsim, că pe cineva mai găsim. Deci cum facem? Continuăm cariera sau nu? Spuneți. Continuăm sau? Hai să continuăm, ieșiră cam toți de pe live. Bine. Păi dacă nu prea am oameni pe live, adică eu încerc să-l țin măcar până la 9 live-ul, dacă n-am oameni. Doar tu mai ești, Andrei, pe live. We hope it is a Japanese occasion to savor. We're here in Osaka. My name is Derek Ray. With me in the commentary position is the former Arsenal and England defender Lee Dixon.
And we have more live action from the pre-season third group stage for you to look forward to. I certainly can't wait for this, Lee. Yeah, both teams looking to finish the group strongly and make a positive start to their seasons. You have to say it's been a great tournament up to now. Hai că mai fi pe stage 5-5 să vedem dacă mai intră cineva pe FIFA. It's on a much bigger scale than it was back when I used to play pre-season games, that's for sure. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Can they forge ahead? No. Mamă, cum se răsfăie Ronaldo? Well, it's a big opportunity. Uite, două persoane, hai că poate încep să intre din nou oameni. Ce zic? Introducing the starting players for Manchester City. Ederson gets the nod in goal. Benjamin Mendy plays with Kyle Walker as fullbacks, and the responsibility of leading the line goes to Gabriel Jesus. And Ronaldo prepared to fire. Very clear who got the last touch. So a corner coming up. Well, Cristiano Ronaldo, Lee, doesn't really need an introduction nowadays, but what in particular are you looking forward to seeing from Ronaldo here? Gets his glove on it. Da, stai să pun puțină pauză că mă încurcă. Nu știu. De ce te trezi? Cred că așa e mai bine pentru toți. Uite, acum iar e unul pe live. Poor pass under no real pressure. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Mahrez. A chance to whip it in. And it's Gabriel Jesus. Real danger. Now Mahrez. And struggling to get the shot off. Still alive. Couldn't grab hold of it. Bukin numai. Oh, marvelous save. Great goalkeeping. And the keeper has custody of the ball. Just a few seconds beforehand, he had a big save to make. Well, keep hold of it. Have a breather, because that first save deserves us all to look at him and clap. Ai zis ăsta, îl mai țin, nu știu, câteva minute. Zis ăsta, dacă mai intră 2-3, îl mai țin. He's in here. Ronaldo. And a goal from Cristiano Ronaldo. That will be such a boost for them. Well, this is worth another look, Derek. Lovely movement and guile to easily evade the defender. But then there's still plenty to do from here. Under all sorts of pressure from the defender, he just about keeps him at bay and finishes with aplomb. Great goal. Mahrez. Maximum commitment, and he's given away the corner. Played into the center of the box. He succeeded in getting his fist to it. Well, far from textbook. Well, it wasn't a simple save to make. So the corner played into the box. De Bruyne. Using his strength to hold on to the ball and wait for teammates to arrive. Racing forward, trying to catch them out. And they'll get ready for the throw-in. He's found a pocket of space. Could play it in. Dybala. Aimed towards Ronaldo at the back first. Gundogan. Da, Andrei, până la cât te lasă să te joci? Mendy. Pe PlayStation. Stones. The ball with Rodri. Kulusevski. Might be a chance here. Takes the shot. And a goal to... Și asta îl simulăm. Jam Tourism. Până la cât te lasă pe PlayStation? Mai ești pe live?
Andrei. Dai. Uite, vezi, sunt patru pe ăla și ia cine mai vrea FIFA sau cine ar vrea Fortnite, ia, scrieți în comentarii. Cine vrea FIFA și cine vrea Fortnite. Uite, sunt patru pe live. Măcar unul, doi se răspundă. Cine vrea în afară de Andrei? Deci Fortnite, ok, ai răspuns și tu. Și restul? Mamă, Bernardeschi. Aster, nu. Negociit. Hai frate, nu scrie nimeni. Deci cât timp am de la... Mai țin 14 minute live-ul ăsta. Și dacă ne jucăm după aia și fac live până la 10 jumate, dacă vrei. Zim numele pentru at. Fii atent, uite-te și tu în videoclipurile trecute, că mai că mă încurc cu literele mari. Că am live-uri cu Fortnite. Ingor. Nu acceptăm, asta e. Deci, turnament prisma. Asta e semifinala, o simulez, asta e ce o fi, o fi. Oricum am jucători obosiți și o să ne bată 100%. Nu! Gata, jucăm finala. Deci jucăm finala. Ce scrie în comentarii? Ezodiaz, ok. Mai sunt două persoane. Zice, mai țin 12 minute, uite. Probabil termin meciul ăsta și gata. O, că până la 8.50 îți promit că sunt pe Fortnite. Deci îți promit. Și dacă vrei să facem live de pe Fortnite. Îți accept după aia. Păi la episodul este cam nașpa, dar bine. Well, it's always a real pleasure to bring you a match from Japan. We're here in Osaka. My name is Derek Ray, and with me is my commentary partner Lee Dixon, and we have action from the pre-season final just seconds away. What a match this promises to be, Lee. Well, that's a super ball over the top. Păi dacă era la el, și nu te mai jucai tu, rămâneam eu. Singur și găseam puțin. Wijnaldum. It's with Roberto Firmino. Fabinho. And now Henderson. And the trademark block by Chiellini.
Și băieți, nu știu, cred că o să-mi fac un cont. Cred că în seara asta de Instagram special cu contul. Și o să vă întreb acolo ce vreți să ne jucăm, Fortnite, GTA, FIFA. Știți? Vă dau de seară share de la cont. Mohamed Salah now and firing it to the near post. And the defender takes care of business. Ronaldo, can they forge ahead? Bravo, mă, da, gol. And you've got to say they're good value for the lead. 1-0 then. Bă, nu cred. Ronaldo lost it. Ronaldo. It's with Roberto Firmino. And given away. Se poate, de voluraș. Uite cum e. Liverpool might be able to cash in. And return to Ronaldo. Ce poate să dea? Don't think too many players would have the overdrive to get to that one. Goalkeeper's ball. Hai cum e fost. He's not. Good part. Not a very good challenge and he skips past his man. Well, Liverpool can get ready for the set piece routine, hoping to increase their lead. Short corner taken. And there's the feed into the box. Completely misfired with that one, a long way off target. Yeah, but it goes in the top corner and your hero is worth an effort. A room to roam on the wing. Gorgeous pass from Rashford. Big opportunity. And that's an excellent piece of defending to thwart him. Fabinho. Ronaldo now. Jorginho Ronaldo. Good vision. Can he get onto this? And the alarm bells are ringing. Cuts it back. Nu cred, nu cred. Nu cred așa ceva. Well, a second goal for them here. Game live-ul cu Fredge. N-ai văzut așa ceva. Roberto Firmino. Well, this is Liverpool at their best. They love possession of the ball. And what that does, it just relaxes the team. If you've got the ball, you enjoy the ball. And they're turning it into goals as well. Deserves credit for winning the ball back. Și joacă numai pe fiu. Can they take advantage? Offside by a fraction. Chiellini. N-ai mă cu ce. Poor pass under no real pressure. Roberto Firmino. Ronaldo now. Fabinho. Looking for Mane. Can he play it in? And a struggle to get it away properly. Salah. Well, he's apparently veered into an offside position. Uite, am cam o reprins. Not a huge chunk of added time. 1 minute. Van de Beek. Well, great read there to intercept. The first half here comes to an end. Sau ai, dar n-am cum. Uite, până la 4-7 sunt intrat pe formă. Până la 4-7. What will we see from them in this half? Jorginho Wijnaldum. Fabinho. Până n-ai văzut. E de un joc, un joc de pas. You can sense the threat is there. Well, many a fan has been wondering about this. It is now official. Ciro Immobile has completed his move to Barcelona. Well, Derek, an estimated fee of around £85 million
huge amount of money. I think you're going to get a good player, though. I think you're going to get a player that really fits into your club. Will he produce? Well, we'll have to wait and see. Do they mean business on this occasion? In with a chance. Dybala, goal. Dybala! Always asking questions of the defenders, always. Well, here's the replay. It's a very neat piece of deception to get past the defender, and he takes full advantage of the time he's given. It's an accomplished finish too. So there we have it, 2-1. It is to be a throw-in. Over the middle to Firmino. Wijnaldum. In the right place to cut out the pass. Wijnaldum. Hard to get past Bonucci. Getting in there to intercept. Păi și-o mai e cineva pe live, să scrie cineva în chat. On the offensive. Să știu dacă închis. Wijnaldum! Is it going to be Firmino? Well, he hit it with authority. Close. Van de Beek. And possession given away. Alexander Arnold. And Mohamed Salah. Opportunity it is. And he clears it out of harm's way. A delivery from Salah here. Great chance with that header. But he sent it wide of the post. Well, it's quite easy to head that one over the bar. This time he just gets his angles wrong, just past the post. Cuadrado. Morata's pass, but given away. Origi. High quality defending. Inside the last quarter of an hour. And he might be through here. Okay. Just one goal. As they extend the lead to 2 goals. So there it is, 3-1 the current scoreline here. But now come on, I made two from top. Virgil van Dijk. Now Origi. Keita. Made two from Origi. Now Mo Salah. Fine goalkeeping to push that away. Beautifully weighted ball. I don't know. That Ronaldo la Van Dijk. Well, with tackling like that, the onus is on the referee to take action potentially. Following that tackle, he's got to go into the book. Yeah, he's mistimed more than anything there. Just mistimed his tackle. Fabinho, an example of how to press under a fair bit of pressure. And in terms of added time, a minimum of 1. Gata. Oricum am pierdut, nu mai avem ce să. And there goes the final whistle, winning any pre-season. Wijnaldum, can they forge ahead? Buia,
controlling me. It's the devil in me that likes winning, yeah. I'm round the corner. You see me coming. I'm on this thing like. Okay, dear, I got that one shot. I'll win them first time. Accept offer. Are 33 de ani. Și luăm pe Samu Castile Hell. Gata, Chidira plecă. Îl luăm pe Sam. Sau pe Tinka. Cât să-i dăm în luptă? 30 de milioane. Rabiot, Bentancu. O să semnăm și cu Trincao. Și Samu Castileau. Să vedem câți v-am am. Mi-ți-ai cu încă un like. Să strângem 10 like-uri live-ul ăsta. Acum este acolo cu 101 abonați, frate. Oamenii pe aici pe la mine dau cu pe tărzi. Acceptă.
probabil o să ia locul lui Kulusevski. Mai avem 3 sau 4 zile de antrenamente și după aia urmează marele meci. Gata, să facem și noi formația. Kulusevski ieși. Avem pe noul Trincao. Sandro, așa. Și ce vreau. Temi. Temi. Real excitement and anticipation here. A cup final about to be decided. Who will hold the trophy aloft? Stay tuned, we'll have all the action for you live here on EA TV. Well, no doubt about it, the nerves have been jangling in the last few days, but very soon the wait will be over. I'm Derek Ray, joined by Lee Dixon in the commentary box, and we're just seconds away from kickoff in what promises to be a thrilling finale. I'll tell you what, Lee, this ought to be special. Hi, Derek. Well, it's been a long journey for both these teams, hasn't it? It's not been an easy road for them, but all those players out there will be looking forward to this 90 minutes, a cup final, trying to make history for their clubs. The manager will be saying to them, keep your cool, don't make any silly mistakes, and let's see if we can put a trophy in that cabinet. Looking forward to this. This is how the starting lineup looks today. Wojciech Szczęsny between the posts. Leonardo Bonucci plays with Giorgio Chiellini in central defence. And the front pair, Cristiano Ronaldo, starts together with Paulo Dybala. The Napoli starting 11. David Ospina, the Colombian, is the goalkeeper. Kalidou Koulibaly plays alongside Kostas Manolas in central defence. And the idea is to have just the one striker up there trying to pose problems for the opposition. Osimhen. Well, this is the day, his debut forthcoming, and it's going to be interesting to see what he produces. What do you think we should expect to see from him, Lee? Well, end product, Derek, his job like it. Nu cred. Bă, cum mi-a dat. Și ce-și mi-a nu. Nu mai fac frate, mă. Ia uite cum mi-a dat. Deci, quadrado. And I'll stress, I've never been a goalkeeper, but surely he's got to do better than that. His mistake leads to the goal, no doubt about it. No real conviction in the challenge. The cross from Cuadrado. Just the clearance that was called for.
Osimhen. A chance for him to get in behind, maybe. Politano. Cifrele fază, n-am cifrele fază. Two goals in rapid fire fashion and looking very comfortable here. Trebuie să schimb ceva la echipă. Ei băieți, dacă nu se mai uită nimeni, vă las cu live-ul aici. Sper să strâng 10 like-uri și am scot microfonul. O să vă las cu meciul și când se termină meciul închid live-ul. E ok? Așa facem. Hai, v-am lăsat, băieți. Pa! Getting two substitutes warmed up and both will come on here. Rete del Napoli con il numero 21 Matteo Politano. Trincao. Ricordate, lo stadio è anche vostro. Plenty of forward momentum here, but can they produce? Ronaldo clears it away. Artur. Well, that's how to dispossess your opponent. And that was a very fine read. Napoli not had too much of the ball, but on the break they've been devastating. The pace really hurts defences. They've been electric when they've had the ball. A very good tackle. Mertens. Excellent ball over the top. Using his physical strength to make sure he doesn't look... And he's through here. He succeeded in getting his fist to it. Well, not covering himself in glory defensively. Can he finish? A goal! Another one! It's turning into an absolute demolition job. And the ball is moving again, and Napoli really cantering to victory, it would appear. Excellent challenge. Weston McKennie. And he read it well. Ronaldo. Can he take the chance? And that is defending of the highest order. A chance then for the respective manager. And away they go again. Joyous football from Napoli in the first half. What will the second 45 bring us? Dangerous looking through ball. And the flag has gone up here. Offside the decision. Well, on you go, says the referee. Advantage. Fabian. Fed over towards the back post. Not a decisive punch by the keeper. Well, he's given a corner, the referee. Dybala. Well, previously it was speculation, but now 100% confirmed. Bayern have got their man, Lee. Well, he ticks a lot of boxes for me. Quality all round, energy, technique. He's got the full package. Well, listen to that, Derek. They think it was a nailed-on pen. The ref didn't know. And Cristiano Ronaldo bags a goal. Well, how do you stop him? Put one on, he beats one. Put two on him, he beats two. Well, here's the replay. It's a really lovely through ball. And he had choices of what type of finish to apply. And bang, he goes for the smash. Lovely goal. Number 7,
So there it is, 3-1 the current scoreline here. And it crossed the touchline, so a throw in here. They've decided that now is the time to go to the bench. And that pass could be troublesome. Chance to make a game of it here. Oh, and it goes! Another goal! And I'll tell you what, the impossible is becoming quite possible. 3-2 it is. Who would have predicted that before a ball was kicked? Not showing good vision. Insigne. Just a matter of thumping it away. And breaking at pace with menace. Now we have a plethora of live matches coming up for you here on EA TV. This one, I think... Oh, big chance! Well, the clearance, half-hearted. High degree of difficulty to hit it on the volley like that, and it was close. Well, it's all about timing. You've got to wait for the ball to come down, and he's very, very unlucky. Cristiano Ronaldo. Ronaldo threading it through. He's in behind the defence here. Oh, can you believe this? Back from the brink, and wild celebrations on the touchline. Mertens. It's with Milik. Demme. Now Mertens. Mertens! Well, that's how to hit them. Not quite accurate enough, though. Well, Derek, just look at those stats. You have to say it's been a brilliant game up to now. Chances both ends. Hopefully that's not a commentator's curse. On a pass that lacks quality. Really nice ball, and now waiting to pounce. Well, they can say a big thank you to the goalkeeper. That was inspirational. Well, that's as good as a goal at the other end. Brilliant save from the keeper. Punching it clear. Cristiano Ronaldo. Dybala. It was a menacing attack, but tidied up. Arkadiusz Milik. Napoli continuing on the attack in the closing moments. It's still level here. Opportunity it is. This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. Well, it looks like the game is over, but no. There's another chance, and there it is, back of the net. Looks like the winner. Arkadiusz Milik. And Politano with it. Well, they know they need to stop him. Won by Alexandro. Long way out. It was an ambitious shot. It didn't really trouble the keeper. No, you'd be really surprised if he let that one in. So 2 minutes to be added on at the end. Well, it's Napoli's turn now. And the keeper can gather. And the final whistle. The cup issue is settled. Sperau că n-am putut câștiga. Ați văzut, am revenit de la 3-0, dar a dat golul ăla sub pe. Îmi pare rău. Am dat golul. Închilat, băieți. V-am lăsat.